Conducerea poliției locale din municipiul Bacău a adresat primăriei o cerere uluitoare să acorde agenților spor pentru condiții vătămătoare de muncă, pentru că fac febră musculară la degete de la tastatură, în timp ce redactează documente la calculator. Conform unor rapoarte DSP, polițiștii locali sunt expuși mai multor riscuri pentru că stau prea mult timp pe scaun și totodată pot face febră musculară la degete pentru că scriu foarte mult pe calculator. Alături de cerere, conducerea poliției locale a atașat și o serie de buletine de determinare prin expertizare a locului de muncă emise de Direcția de Sănătate Publică Bacău. Acestea au fost făcute pentru sediul central al instituției, dar și pentru diverse compartimente. Potrivit buletinelor, polițiștii locali sunt expuși mai multor riscuri de îmbolnăvire. Conform DSP Bacău, aceștia prezintă un risc de solicitare musculo-osteroarticulară a articulațiilor mici distale ale membrelor superioare, necesară gestualității specifice în cursul redactării documentelor, notelor și adreselor pe PC. Adică fac febră musculară de la tastat la calculator. Totodată, angajații poliției locale pot fi afectați de poziția șezut, pe care se pare că o practică prea des. Potrivit ziarul de Bacău, buletinele DSP par pe alocuri lipsite de orice logică. De exemplu, pentru secția șofer autovehicule autospeciale din cadrul poliției locale, buletinul precizează că angajații, deci șoferii, sunt expuși riscului toxicoalergic, generat de contactul cu dosare, documente, registre în diverse stări de degradare, sau că sunt supuși riscului de îmbolnăvire în timpul studierii dosarelor, ce pot fi infestate cu diversi agenți microbieni. Toate acestea nu par a avea de-a face cu activitatea unui șofer, relatează mesajul.ro.